După aproape 4 ani de lupte grele între Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp, în sfârșit, s-a pronunțat divorțul. Prezent în emisiunea Un Show Păcătos alături de Ronald Gavril, sex-impresar a preferat să vorbească mai puțin despre fosta relație și să se rezume mai mult la prezent și la proiectele profesionale. Ana Maria Prodan a spus, legat de fostii soț, că i-a spus fiului său să-și respecte tatăl indiferent de situație. I-am spus lui Bebeto că trebuie să-și respecte tatăl indiferent de situație. Am înțeles că nu-i pică bine niciunui partener să stea în scandalul celuilalt. Și astăzi îi mulțumesc că a înțeles, că a avut răbdare, că e mare lucru. A fost un suport incredibil și chiar în cele mai multe bătălii, oaza mea de liniște, a spus Ana Maria Prodan, bătălia de pe 29. Mai e o zi și obligatoriu trebuie să fie campion mondial. Luptă cu un columbian, a spus Ronald Gavril. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.